Jurnal. Sărbătoare mare pentru elevii și profesorii Liceului Liviu Deleanu din Chișinău. Astăzi instituția a împlinit 20 de ani de la fondare. Ceremonia a început cu mesaje de felicitare din partea oaspeților. Reporterul nostru Maria Moiseev a fost acolo și vine cu detalii în reportajul ce urmează. Au pregătit un spectacol de zile mari cu dansuri, cântece și multă voie bună. Liceul nostru împlinește astăzi 20 de ani și-s fericit pentru el că împlinește și să fie așa mai departe, să fie trainic, să învețe bine, să învețe copiii bine întrânsul. Să aibă cât mai mulți ani, să aibă cei mai buni elevi. Dascălii și-au reamintit cu nostalgie de anii care au trecut. Nu zic că a fost greu, fiecare perioadă a avut și greu puteți și problemele ei, dar să zic că a fost greu, mi-a plăcut ce am făcut și îmi place ce fac. 20 de ani, asta e practic o viață de om. 20 de ani am luat de la mic până la mare. Am luat, să zic, liceul și copiii de la mic micuț și am ajuns de aici la 20 de ani. În cadrul sărbătorii s-a desfășurat concursul Toamna de Aur. Fiecare clasă a pregătit o compoziție din legume și fructe. Am pregătit o fântână și un urs din ceapă și miere și niște struguri. La liceul teoretic Viu Deleanu își fac studiile peste 1000 de elevi. În cadrul instituției au fost înființate clase cu profil teatral, tehnic și de arte. Sărbătoarea s-a încheiat cu un tedeum susținut de un sobor de preoți care au sfințit instituția.